Germania! Hei, Buldi! Am zis eu să încep episodul ăsta, dar nu mă gândeam să încep direct la școală. Mai bine mă întorc la parca mașină în Germania! Fai de mine, matematica asta parcă e din ce în ce mai grea. What? Cred că aud voci. Oare să fie vocea din capul meu? Givei? Ce cauza școală? Nu-mi spune că vrei să înveți și tu, mai ales cum să te comporți. Nu, Beldi. Eu am deja școala vieții făcută la Paris. Unde ai făcut tu școala la Paris? Abia alegi două cuvinte și tu îmi spui de franceză. Pască, vă! Iar îți arde de glume. Arde, uite cum arde. Dacă mai cânti mult, îmi iau copii de la oamenii ăștia. Plus de asta, ce te recomandă? Vocea și talentul. Voce nu ai, talent să nu mai vorbesc. Hai, ia spune, tu care-i scopul și durata vizitei la școală? Am venit să zic că au arătat ăștia cum arată noua hartă de Modern Warfare 2. Știu că te interesează. Unde? Cum? Când? Pe Twitter. Ai acasă repede să bagi exclusivitate. Nu pot pleca, trebuie să rezolv problema asta, să-mi pună nota și după am să chiulesc. Ce problemă? Poate te pot ajuta eu. O rachetă de tenis și o minge tot de tenis costă împreună 110 lei. Cât costă fiecare, știind că racheta este cu exact 100 de lei mai scumpă decât mingea. Eu am făcut școală la Paris, dar am făcut doar scăderea. Scădeam zilele cât mai am să stau acolo. Nu m-a ajuns deloc. Eldi, nici prin gând să nu streacă să chiulești de la școală. Dacă o vei face, îl chem pe prietenul tău, cașal tău și îți dăm viza. Și am să te spun, domnului Aurelian, că iar ai stricat banii pe Warzone 2. Așa, prietene, miști. Cu cea curai. Unde vrei să pleci? Am auzit că vrei să chiulești. Nu, tată, nu vreau să chiulesc. Nu știu cine te-a mințit. Dacă de la școală vei chiuli, iar pe preș tu vei dormi. Germania! Am devenit! Și bineînțeles, toată lumea a plecat. Numai în momente de asta eu apar. Germania! De când am luat bani pe cont, nu mai zic nimic, nu mai pot. Au, 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 au.